Bună dimineața, Lucian, sunteți la Minutul Sportiv și vorbim astăzi despre derbiurile Dinamo FCSB, cel care s-a jucat miercurea trecută și cel care se va juca miercurea asta. Însă până atunci discutăm despre rezultatele acestei etape din Liga 1. Vineri, Sepsi Sfântul Gheorghe, Poliaș, 3-3. Sâmbătă, Astra, Giurgiu, la 2, Universitatea Craiova, Dinamo București, 1-2. Ieri s-au jucat alte două partide. Trei partide, UTA, FC Hermannstadt 1-1, Gaz Metan Media și Chindia Târgoviște 1-0, surpriza etapei FCSB Academica Clincen 0-1. Ultimele două meciuri ale etapei se joacă astăzi, Viitorul Constanța, FC Voluntari și FC Botoșani CFR Cluj de la ora 20:30. Revenim după o melodie surpriză cu invitatul nostru de astăzi din studio. Bună ziua, mă scuzați. Am și o întrebare. Ce părere aveți despre prezența erotismului în clipurile muzicale? N-am timp, domne. Eu sunt om de afaceri, domne. Lucrez 25 de ore lucrez pe zi, domne. Nu mă uit la televizor, nu mai apuc să mă uit, domne. Nu știu, moșule, că nu sunt din zonă, mă, nene. Părerea mea. Lasă-mă, terminați cu prostile. Dar stinge, domne, camera. Nu mă interesează chestiunea aceasta. Revenit și alături de noi în studio se află Laurențiu de la Body & Soul sau Too Bad, nou nume de scenă lui. Bună dimineața, Laurențiu! Bună dimineața, bine v-am găsit sau v-am... Adică pe tine nici nu pot să zic că te-am regăsit, că ne fiind de ceva. O să te rog să vorbești mai tare și mai aproape de microfon. Da? Așa e mai bine. Așa, da. Supărat după seara trecută, știu că ești fan FCSB ca și mine. Da, pot să spun că chiar pot să adaug, am auzit o conversație spunând ceva legat de numele ăsta, știi? Eu pot să spun că m-am născut cu Steaua, da? Da. Actuala FCSB, da? Și n-am cum să nu țin cu FCSB, pentru că stau la două stații de
pot să spun că la toate meciurile pe care le-a jucat Steaua atunci, dacă a câștigat Cupa Campionilor, am fost la toate meciurile mai puțin la final. Ce? Deci la final nu puteam să merg pentru că eram copil, da? Dar pot să spun că am fost la stadion în noaptea când a câștigat Steaua, atunci, da. Cupa. Și mai pot să spun că am fost la aeroport. Da. Și am văzut atâta lume, deci în viața mea nu văzusem atâta lume și atâta bucurie pe fața oamenilor, pentru că eram, totuși trăiam într-o perioadă cenușie, da? Pe timpul Ceaușescu, cred că era printre puținele bucurii pe care le aveam, mai ales, îți dai seama, să câștigi o echipă românească, acel trofeu venit de foarte multe echipe de majoritatea echipelor din lume, ca să spun așa, știi? Și a fost o chestie foarte, foarte mișto. Și chiar îmi pare rău pentru că, țin minte, eram copil și făceam, am făcut poze, nu știu ce am făcut cu ele, pare rău și acum că nu le mai am. Știi? Da? Asta e. Au trecut și vremurile, totul e frumos și acum, da? Eu nu eram născut atunci, dar țin minte că se vorbește că pe prima pagină nu a fost victoria Stelei din 86, a fost mai mică, era altceva pe prima pagină în ziare atunci. Să spun cistit, habar nu am ce scrie în ziare, ce au scris ăștia în ziare, nici chiar nu m-a interesat. O să spun că bucuria a fost în momentul când s-a terminat meciul, pur și simplu, nu neapărat când s-a terminat meciul și acum n-am cum să uit imaginea cupei, da? Cum da. Se duce Bărbulescu să o ia el primul. N-am mai stat după capitanul echipei. Îți spun, am ieșit pe geam, țin și acum aminte, țipând și îți dai seama în mai, să vezi petarde și artificii. Am zis, băi, a câștigat Steaua sau e Revelionul? Deci, lume pe stradă, cu steaguri. Eu sunt, îți dai seama, la Moghioro și m-am dus în intersecție, știți cum era? Deci, o senzație pe care n-ai cum să o mai trăiești. E, pur și simplu, eram uimit de ce vedeam. Cum era lumea pe stradă la ora aia. Și spun, cred că am dat de vreo 20 de ori în conjurul stadionului, cu foarte multă lume, după care am plecat spre aeroport. Deci a fost foarte, foarte mișto. Spuneai de Ilie Bărbulescu, el acum a făcut, pentru februarie a făcut un an de când a încetat din viață, Dumnezeu să-l ierte. Chiar spunea că toți cu ei s-au dus să-l felice pe Duc Adam atunci. El a zis, pe Duc Adam îl salut oricând, mă duc să pun mâna pe cupă. Da, da. Adevărul că nu știu dacă a mai egalat cineva recordul lui Duc Adam, dar crede-mă, și acum stau și mă gândesc dacă a fost un vis sau a fost o realitate, pentru că mie mi se părea și mi se pare și acum destul de aproape imposibil ca o echipă românească, nu mai zic, să ajungă în finală, de câștigat nu mai zic, foarte greu. Poate că Steaua de atunci a mai ajuns o dată în finală, dar asta e, ne-au făcut praf Milan. Acum e imposibil, pentru că și formatul ligii s-a comprimat. Da. Dacă ne uităm în optimile de final, avem numai echipe din 6 țări. Primele 6 țări. Spania, corect. Italia, Germania, Anglia, Portugalia și Franța. Atât. Foarte greu. Nici Rusia nu mai intră, unde sunt bani foarte mulți. Da, da, da. Foarte greu, dar asta este. Acum, ce să facem? Niciodată nu știi. Și atunci a fost o minune de a ajuns Steaua în finală. N-aveam, pur și simplu, nimeni nu ne-a dat nicio șansă. De ziceam să joci contra Barcelonei. În Spania. Atunci Barcelona era și în Spania, adică e ca și cum ar juca Steaua final acum, dar juca la Cluj, da? Dar e în România, adică a jucat Spania acolo, la Spanioli, îți dai seama, la Sevilla, mi se pare, nu știu cum să spun, nu ne-au dat nicio șansă. Și cred că ăsta a fost avantajul nostru. Da, asta a fost cu siguranță. Și am mai avut un avantaj, într-adevăr, pentru că mi se pare că în perioada aia echipele englezești, dacă nu mă înșel, au fost eliminate. Exact. Și erau echipe foarte puternice atunci. Ăștia, deci, erau foarte puternici. Englezii erau extrem de puternici. Și așa s-a creat o oportunitate și de-aia am ajuns în finală. Bine, mă, vești, spun și acum că dacă eu dădeau de Liverpool cu un an înainte, erau campioni și ei câștigau campioni. Deci, dacă stau să mă gândesc, țin minte că Steaua a mai jucat actuala FCSB, ca să spun așa. Tu ai voie să-i spui Steaua, eu nu am voie, tu ai voie să-i spui Steaua. Da, bine. Eu spun fosta Steaua, actuala FCSB. Pentru mine, vorba ca, cum mai aud, mai spun niște, pentru mine... Nu te fi că e domnul Talpan, să înțelegem. Nu, n-am treabă cu... Astea niște chestii care pe mine, nu că nu mă privesc, mi se par niște jocuri care nu...
sunt mult mai mari, poate probabil, decât credem noi. Sunt multe jocuri acolo și nu, eu nu mă bag. Pe mine, eu am trăit cu Steaua, am zis, stau la două stații de Steaua, de Ghencea, ca să spun așa, și asta vreau să spun că legat de fotbalul românesc, noi, deci pur și simplu Steaua, dacă stai să te gândești, dacă nu ar fi întâlnit Chelsea, dacă stai să te gândești, am fi ajuns în finală cu Chelsea. În 2013, da. Da, deci ajungeam cu ei în finală. N-am fi câștigat, că ne-ar fi bătut, că s-a și dovedit că în momentul când noi ne-am mai dat un gol la ei acolo, în momentul ăia ei au băgat motorină, cum zice. Și au arătat și un penalti. Au arătat, frate, că sunt... Na? Și gândește-te că au ajuns și în finală și au și câștigat-o. Da. Adică... Dar dacă noi am fi întâlnit pe ei, că atunci chiar am avut echipă. Chiar am avut echipă foarte bună. Gândește-te să elimini totuși Ajax. E foarte greu. Ei? Și ciudat e că a eliminat Ajax-ul după un meci foarte prost la Amsterdam. Adică la Amsterdam, da, a jucat foarte prost. Da, da. Și totuși uite că aveam o șansă să ajungem în final atunci. Am mai avut o șansă cu Middlesbrough. Atunci asta vreau să întreb. Mamă, cum a fost acel moment? Am plâns. Atunci am plâns de nervi. Am plâns de nervi, fraților. Cum mă să ai tu finala în mână? Și atunci cred că câștigam finala. Nu cred. Mi s-a părea Sevilla foarte puternică. No, băi, ajungi la 11 metri. Ajungeam la 11 metri și se întâmpla cum... E o mare diferență între Chelsea și Sevilla. Adică era o mare diferență. Și noi chiar aveam echipă și atunci. Și acum avem echipă. Cu toate că, uite, mai și pierzi. N-ai cum. Echipa din 2006 mi se părea mai slab pregătită fizic decât cea din 2013. Aia, ce... Da, da, da. Așa e. Dar să știi că și echipele au fost mai slabe în 2006. Dacă stai să te gândești. 2006, da. Da. Da, aia. Probabil că... Da, oricum, uite, gândește-te că nu știu câte echipe în ultimii, nu știu, 15 ani au mai ajuns măcar până acolo. Nu mai zic de să ajungi în finală, deja e vis. Doar rapid în acel an cu noi, când i-am scos, da, atunci. Bine, că a jucat cu noi, știi? Dar nu au ajuns mai sus. Da, spun, știi? Multă lume spune că dacă nu era varul la meciul CFR-ului de întâi la Sevilla, s-ar putea ca CFR-ul să fie ajuns în finală până la urmă. Că trecea până la urmă a fost eliminată de cea care a câștigat trofeul fără să piardă. Și cu un offside, bine, un hands care a fost. Dar dacă da, nu era, da, varul, nu era văzut. Da, 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 uite că eu aș prefera să jucăm cu var. Pă bune, adică mi se pare, băi, dacă tot au băgat ăștia, hai să băgăm și noi. Pentru că se întâmplă prea multe chestii care varul le-a rezolva. Adică sunt niște hands-uri făcute pe acolo, pe careu, și ăștia nu văd. Nu mai zic de 11 metri, deja am văzut unul, nu zic, tot așa cu FCSB, clar, și nu s-a dat. Nu poți așa, adică prea pe față să fii, să nu vezi tu ca arbitru, ok, n-ai trebuit var. Pentru că, uite, ai zis cu CFR, da? Da. Păi, ar fi mers incorrect. Maurizio Pochettino, antrenorului PSG, spune că varul face, că greșelile de arbitraj fac parte în frumusețea fotbalului. Că nici jucătorul, după ce ratează un penalti, nu este pus să-l repete, la fel nici arbitru n-ar trebui să poată și repare greșeala. Că greșeala modifică rezultatul și asta, da, e frumos. Da, aici vezi că, să spun eu, ori ești corect, ori nu mai ești. Fac și-o ca ăla, ori suntem golani, ori nu mai suntem. Adică, mai hai să jucăm corect. Da. Pentru că așa e normal. Băi, dacă l-ai dat peste picioare, da? Și tu zici, te uiți în sus, păi cum? Ești în careu? Îi rup la picioarele și zici că, cum ai, nu zic, nu vreau să dau nume, că după aia o să zică și că sunt rău. Am avut un arbitru acum câțiva ani care ăla s-a uitat pe pereți. Pur și simplu, adică cum îi spargi tu pometele lui Raul Lusescu și tu... Te referi la Ivan Cova, ce merge la Târgu Mureș și a luat zis, nota 1. Deci cum, mă, frate, pe față așa și tu îi dai lui ăla ce nu i-ai dat nici măcar galben? Așa, halul ăla, pe față așa, furăciun pe față? Da, în România sunt problemele astea. Pochettino se referea la acele offside-uri de un milimetru pentru firul de păr. Acolo sunt, că el spune că n-ar trebui chiar atât de mult varul lăsat pentru firul de păr, da, lăsat offside. Da, cam așa e. Da, sau pentru un deget, nici offside. Nici așa. Acolo da, într-adevăr este exagerare. Dar dacă ții minte, a mai fost un meci în care pur și simplu ne-a fost anulate vreo 3 goluri, care toate au fost valabile. Și meciul tot... cu Astra de la Giurgiu atunci. Și mi se pare că tot... Colțescu a fost Colțescu. Cum, mă, 3? Bă, înțeleg una, înțeleg două, dar 3 deja, știi cum e?
Prima e întâmplare, a doua este coincidență, a treia este rea voință. Nu mai există că stai un pic că, să vedem, că nu știu ce. Asta e realitatea. Eu nu spun că, uite, eu am pe cineva care tot de la radio, de la Radio Arad, pot să spun, am o prietenă. Fană Uta Bănesc. Da, așa, pe Cristina. Da, exact. Pot să spun, o salutăm. Un prieten foarte bun și am dat și interviuri și acolo și pur și simplu scrie pe Facebook și o văd, e foarte supărată când Uta pierde și eu o înțeleg. Și mai ales când pierde ce s-a întâmplat, am înțeles că cu Dinamo. Cu Dinamo, dar și aseară ce s-a întâmplat, nu știu dacă știi, da, cu Kovaș, ce i-a spus jucătorii la Uta, i-a spus marș. Da, e, cum poți să faci, cum să te comporți așa? Nu ai voie. Mie mi se pare strigător la cer. Nu ai cum. Aia spun, băi, ori bași VAR și gata, ai rezolvat problemele. Dar vezi că nu toate echipele își doresc VAR, nici nu-și permit, probabil că am înțeles că... Da, băi, când joci o echipă, când ajungi, uite, când e FCSB, CFR, da? Bagă, da, frate, VAR. Că acolo se, acolo joacă poate locul 1 cu locul 2 și poate joacă pentru campionat. Cine câștigă, câștigă campionatul. Și atunci să câștigi pe furăciune sau pe greșeală. Pe furăciune, pe greșeală care nu s-a uitat. Că nu putem să spunem că a fost hoție, nu mai se scapă de aceste discuții, care sunt după, da, dacă a fost barul. Adică eu înțeleg că noi de acasă vedem pe reluare, că și noi când și eu am fost de atâtea ori pe stadion, într-adevăr, este foarte greu să vezi, știi? Dar de multe ori tu din tribună vezi și nu vede arbitru. Aici e problema. Adică ori se face că nu vede și tu din tribună vezi. Cum? Aici e șmecheria. Eu asta nu înțeleg. N-ai cum. Dacă eu văd de pe stadion care sunt la 50 de metri, da? Și tu la 3 metri nu vezi, atunci e o problemă. Ori ai problemă, nu mai vezi cu ochii, îți trebuie ochelari. Pui lentile, frate. Dar să știi că sunt și unele faze că nici cu varul nu poți să dai de cap câteodată. Foarte adevărat, da. Pentru că sunt, să spun eu, sunt doar mici atingeri care, să spun eu, jucătorul de multe ori amplifică. Ai văzut că de multe ori iau, bă, că țipă că l-a lovit și pe abia l-a atins, știi? Asta e, frate, majoritatea jucătorilor am văzut, mai ales la români. Se joacă foarte mult teatru. Eu afară am văzut foarte puțin. Că tot vorbim de FCSB, ce părere ai de Tănase cu acestea? Cum e atins, Tănase este jos. N-ai... Băi, s-a mai cizelat, un pic. Perioadă, într-adevăr. Era mai copil. Acum văd că s-a mai maturizat. Dacă ajunsese în situații în care și dacă era faultat, nu-l credea arbitru. Nu era cu răutate, nu mai credea. Pentru că, vezi, s-a creat un precedent. E normal, e faza cu lupul, știi? Cu lupul la oi. La glumă, lupul, și la un moment dat când au venit lupii, s-a terminat, n-a mai crezut nimeni. Aici e faza, știi? Nu poți. Eu și am jucat fotbal și știu treaba asta. Normal ar fi să fii corect. Cel mai corect. Am văzut multe chestii, hands-uri făcute până careu, ăla a dat 11 metri, dar n-a fost și s-a dus ăsta și a spus jucătorul care a spus, domnule, n-a fost. Adică fair play pe față. Nu de-astea pe așa, știi, faulturi inexistente și dai 11 metri sau... Am mai văzut hands-uri făcute și nedate sau nefăcute și date. Adică, bine, am spus, de-aia trebuie VAR, pentru că poate nu au văzut. Da, se întâmplă, e normal. E o anumită poziție, un unghi anume, la care arbitrul nu poate să vadă. Dar arbitrul trebuie să stea cât mai aproape. Adică prefer să stea la 5 metri. De la 5 metri e destul de greu să nu vezi. Da. E? Asta e strict părerea mea. Cum ai trăit meciul cu Dinamo, lăsând la o parte tristețea asta din meciul Clinceni? Băi, am trăit cu o jumătate de pahar de țuică în față, că așa, eu așa stau, dar nu vă gândiți la mult. Până în 50 de grame de palincă, da. Și stau și mă așez așa, le zic copiilor, lăsați-mă, calmați-vă, duceți-vă dincolo, haideți ca treabă, așa, și mă așez în pat și mă uit așa la televizor frumos. Bineînțeles că sunt... Na, îți dai seama că am zis să-mi curge în sânge pur și simplu roșu-albastru, ca să zic așa, roșu-albastru. Deci sunt de copil, ca să spun. Și atunci, mai ales că totuși a rămas un derby, chiar dacă mulți spun că domne, că nu e, că nu știu ce. Păi e un derby și chiar dacă ar fi, nu știu, s-ar juca în divizia B și am jucat, nu știu, cu jucăm miercuri acum...
pentru cupă, da? Da. Putea să fie Rapid pentru cupă, da? Și tot ar fi fost un derby. Pentru că când joci cu Rapid, când joci cu Dinamo, e derby, frate. Cu cealaltă nu. Poți să zici tu că cu CFR nu, nu o să fie niciodată. Cu Steaua ar fi derby? Într-un meci FCSB Steaua? Avem pe 10 martie, avem FCSB 2 Steaua. Nu știu ce să spun. Mi se pare așa o... Nici nu vreau să comentez, mă crezi? Adică mi se pare... Nu coment, pur și simplu. Nu pot să comentez așa ceva. Nu pot. Nu, mi se pare anormal. Unii suporteri neamoviști, nu spun toți, unii din ei spun, dacă bat pe FCSB, spun că au bătut pe Steaua. Dacă pierd, spun că a pierdut cu FCSB. Nu știu dacă știi. Da. Îți dai seama că se creează glume pe acest gen, știi? Pentru că în teventini nu știi. Cine a bătut pe cine a bătut? Adică s-a bătut el pe el? Stai un pic, care a bătut pe care a bătut, știi? Că în definitiv, dacă stai să te gândești, cred că amândouă au aceleași culori. Nu știu dacă FCSB are voie să poarte roșu-albastru, dar din ce am văzut, parcă da. Are voie, fiindcă este trecută firma pe Popeșilor Ordeni. Deci în București nu are voie nicio echipă să aibă roșu-albastru. Bun. Și atunci, cine o să joace în alb? Cine o să joace în... Probabil că Steaua și FCSB o să joace în culorile la care joacă acum. Alb, nu în alb, în roz, nici nu știu ce e ăla. Mai deschis așa. Deplasare e culoare albă. Da. Albă acela spre, ducem spre Manchester City. Da, da. E, cred că așa va juca. Probabil FCSB din B sau unde, nu din C. FCSB din Liga 3, dar FCSB 2. Da, da. Probabil că vor juca în culoarea aia, știi? Da, nu știu, habar n-am. Nu. Recunosc că nu urmăresc, deloc nu urmăresc ce se au, ca să zic așa. Chiar aveam o discuție, vedeam fel și fel de discuții pe Facebook legat de banii care merg acolo, de? La CSA. Și oamenii nu înțeleg că e o mare diferență între banii publici de la primărie și banii publici pe care îi primesc și ei de la MNA. MAPN, așa, am zis altceva. Știi? E o diferență. Cine nu știe, nu știe. Da? Dacă citești, o să afli și care e diferența. Nu vreau să spun eu care, ca să nu intru în polemici cu nimeni. Strict, acum fiecare, știi tu cum, fiecare își alege ce își dorește. Eu, pentru că acolo am stat și am trăit, eu nu pot să trec pe partea aia, nu pot să trec la CSA. N-am cum. Pentru că mie nu mi se pare că ei sunt continuarea. Asta este strict părerea mea, nu spun acum că... Victor Pițurcă a spus că Steaua echipa care joacă în Ghencea, indiferent ce nume poartă. Nu există așa ceva. Asta e o iluzie. Asta e ca și cum Uniga Oxigeni ar fi Steaua, că a jucat și în Ghencea, dacă mai ții minte, cu Sevilla, cu Glasgow Rangers. Adică dacă FCSB a jucat pe Cluj Arena, înseamnă că sunt CFR? Sau ce, sunt Cluj? Sau Ucluj? Nu! Asta e o prostie, adică... Gândește-te că acel teren care a fost construit în bani publici, da, poate să-l închirieze oricine. Nu contează. Dacă a venit cu banul... Nu mai cu acordul Ministerului Apărării Naționale. E, aici e o prostie. Pentru că nu mi se pare normal să îngrădești. Mie nu mi se pare normal să îngrădești. Adică și atâta timp cât este făcut din bani publici, nu văd problema. Adică de ce? Să condiționezi treaba asta. Când tu ca stat, tu trebuie să câștigi bani. Nu să refuzi bani. Da? Bine, nu intrăm, am zis, asta e politică. Deja nu intrăm în politică. Bine, există și precedente la Craiova, că abia acum a fost lăsată echipa din Liga 2 să joace pe Ion Oblemenco, și la Ploiești, din cauza faptului că Petrolul joacă acolo, joacă și Naționala, Chindia nu joacă toate meciurile la Ploiești. Trebuie să mai se mute și în altă parte, fiindcă nu sunt locuri. Petrolul e entitate și echipa națională de fotbal a României, apoi alți chiriași. Da, da. Am zis, sunt fel și fel de chestii care nu... Eu nu le știu și nu. Ce știu, știu, și ce nu știu, nu mă bag, ca să spun așa, știi? Cam asta este. Și meciul de miercuri, cum îl vezi? Eu sper să dăm mai multe goluri. Și mai ales că am avut înfrângere acum cu Clinceniu, da? Sper să fim mult mai... degajați și mai lucizi, pentru că uite, cu meciul cu Clinceni chiar n-am fost deloc lucizi. Nu mi s-a părut, adică am fost sub nivelul la care am jucat până acum. Eu asta am văzut. Crezi că am luat prea de sus pe cei de la Clinceni? Consideri? Nu. Au jucat foarte bine.
era chiar foarte bine ce era Clinceni. Iar noi am jucat mai slab ca de obicei, da? E normal, nu poți să fii... N-ai cum să ții numai sus ștacheta. Nu ai cum, este imposibil. Au fost echipe... Și Barcelona, dacă te uiți, au momente când pierd și zici, wow, cu cine a pierdut? Cu unii care n-ai auzit de ei în viața ta, știi? Se întâmplă, n-ai cum. Nu poți să fii numai de nota 10. Este imposibil. Uite, eu am senzația că nu pierde FCSB primul loc, fiindcă CFR-ul nu va câștiga la Botoșani. Am senzația asta. Când joacă astăzi, în nu? În seara asta. Bă, știi ce am observat? Dacă te uiți, și ultima oară când FCSB a făcut egal, da? A făcut și CFR-ul egal. Și CFR-ul a făcut egal. Eu nu știu dacă CFR-ul astăzi va câștiga. Eu aș prefera să facă egal, măcar în egal. Și atunci ajunge pe primul loc, trece pe primul loc, mi se pare nu, că... Nu, pentru că colaverajul e mai bun al FCSB-ului. Avem noi colaverajul, dar nu se iau meciurile... Meciuri directe se iau doar la finalul sezonului, când se termină tot campionatul. Atunci... atunci noi avem un colaveraj enorm, dublu față de toate. Tănase și Mana au mai cam mai mult decât orice echipă din Liga 1, nu mai vorbim de... Da, aia spun, da, uite, vezi că a rămas doar Tănase, Mana... Mi-a plăcut de Vucu, zice aseară, nu, dar meciul cu Dinamo mi-a plăcut cele 15 minute, să știi. Da, nu m-am uitat, n-am văzut. Meciul cu, nu l-ai văzut pe Vucu, zici, când era să-l rupă Steliano Filip? Stai, da. Da, ăsta este. A zis Steliano Filip, să-i arătăm cum e în fotbalul românesc, cum a intrat, a avut o intrare. Băi, deci, mă uitam la meciul cu Dinamo, la Steliano Filip, de când a faultat prima oară nu s-a văzut, dar la reloare, deci pur și simplu mă uitam și zic, bă, omul ăsta s-a dus direct cu cotul în capul lui, adică nu că a ridicat mâna și după aia l-a lovit, nu, era cu mâna direct ridicată, deci nici nu ajunsese, ăla a dat în minge care centra sau ce făcea, iar Stelianu Filip era cu cotul ridicat direct. Asta mi s-a părut șocant și arbitrul nici măcar nu a dat galben. Cum, mă? Tu te duci direct cu cot, băi, direct pe faul cu cotul. Cum? De pe lună s-a văzut treaba asta. Asta e, se întâmplă. N-a văzut arbitru. Se întâmplă și sunt și între criminale, dacă mai ții pe Gabi Mureșan, dacă ți-l aduce aminte. Da, bine. Dan Alexa. Da. Asta e. Uite că și ieri cu Clinceniu, să știi că au jucat puțin dur, dar să știi că totuși... Fotbalul nu este jucat de femei, e jucat și de femei, într-adevăr, dar are și părți dure, adică eu, de exemplu, să știi că mie mi-ar plăcea să văd un meci de fotbal de femei. N-am ajuns niciodată să văd, dar mi-ar plăcea să văd. Fotbalul feminin s-a dezvoltat foarte mult în România. Acum 2 săptămâni a avut invitat pe noul selecționer al echipei de fotbal feminin, Cristi Dulca, dacă spune ceva. Cristi Dulca, da. El normal. Este. Ar fi cum să nu știu. Și Teodora Meluță, cea mai bună fotbalistă din România, da, tocmai a fost transferată de Lugano în Elveția, deci suntem bine. Bine. Mi-ar plăcea așa ca idee, pentru că, dai seama, am văzut atâtea meciuri de fotbal. Gândiți-vă că pe timpul Ceaușescu se jucau câte 2 meciuri într-o zi. E cu plajul. Cu plajul. Băi, ce plăcere aveam să merg la cu plaj. Wow, era o plăcere. Dai seama că juca Steaua cu Rapid, de exemplu, și Dinamo cu... Sportul. Cu... Sau cineva, cu știi, juca cu Corvinu sau cu cine era atunci, știi? Dar era o plăcere să stai aproape 4 ore, era foarte mișto. Era o plăcere, asta e. Bine, nu mai există stadionul. Eu cred că tu vrei să mergi la fotbal feminin, fiindcă vrei să iei dacă își dau vreo tricou, recunoaște fetele după gol. Bă, nu. Nu. Spune-ne despre piesa In Havana, pe care o ascultăm chiar acum, despre proiectul tău, Amiga și Tubed. Ce să spun, o piesă foarte bună care se mișcă foarte bine pe YouTube și e difuzată în 45 de țări. Felicitări! Da, are peste 25 de milioane de vizualizări la noi pe canale, un an, e lansată de 2 ani. Și ce să spun, merge foarte bine proiectul Amiga in Tubed. Adevărul că ne găsiți pe YouTube și nu numai pe YouTube, peste tot, și pe Instagram și pe Facebook ne găsiți sub acest nume. Și asta, apropo, și fac o paranteză, și Body & Soul va lansa anul ăsta în premieră o nouă piesă care noi... Tot în limba română? Da, piesa este în limba română. Noi credem că Body & Soul... va reveni cu o piesă care va fi aproape de nivelul piesei Superfemei. Piesa se numește Fetele din România. Este foarte mișto.
Asta este strict părerea mea, este o piesă foarte bine gândită, ca și Super Femei, cum a fost, cum beneficiază de un clip foarte bun, pe care l-am filmat anul trecut la mare, și sper să fie o surpriză plăcută pentru cei care au ascultat și încă mai ascultă Super Femei. Așteptăm cu nerăbdare. Acum să ascultăm In Havana și revenim în 5 minute. I can feel the ocean grow.